Asta e hăinuța mea care face suport în sufragerie. Deci stăteam în sufragerie și m-am gândit la o chestie care nu ne trece prin minte nouă bărbaților în fiecare moment. Ce crezi că mea, pentru că m-am gândit așa. Care e rostul meu pe lumea asta? Deci asta e o treabă care chiar nu trece prin minte nici în două vieți. Dar eu stăteam în sufragerie pe canapea. Canapea e locul unde ne place nouă bărbaților, stăm să ne întindem, ne și aerisim că facem baie o dată pe săptămână, îți dai seama, chiar e bine, știi? Și în față, televizor. Noi bărbații avem, ca să ne clămurim de la început, noi bărbații avem o treabă care ne uităm la canale. Deci noi avem canale de televiziune preferate, nu emisiuni. Femeile au emisiuni. Dar noi bărbații avem canale, Animal Planet, Science, Discovery, National Geographic. Noi când discutăm unul cu altul, alea-s discuții. Eu mă uit la nevastă, ce ochi face când ne aude pe noi vorbind de praful stelar din jurul lui Jupiter, care este valoarea lui energetică. Ia uite cine știe, aplaudă. Și atunci au aplaudat mai mult. Și noi știm. Și ea aducea niște nuci din astea, știi, să pună pe masă, că noi eram patru frăieșteni, acolo vorbeam despre situația universului. Și ea zice, aleu, și a lăsat pe masă și a plecat. Să-i placă femeii canale? Nu, emisiuni. Suleiman Magnifico. Doamne, știi ce a înțeles nevastă mea din Suleiman Magnifico? Un singur lucru, că toți bărbații trebuie să aibă părul în același loc. Și cu ce-ți de vină dacă eu m-am născut cu păr? Eu am păr. Eu când sunt dezbrăcat de aici, năpârlești, nu e năpârleală. Firul de pe mine vrea să cunoască firul din covor, asta e tot. Ce faci, frățicule, că eu de-abia de unde? Am venit de sus, de la... Dar nu ești cam mare? Da, nu-s de pe picioare, ești din altă. Deci, din cap, cine e prea cu multe imaginații. Eu am crezut că ea mă alintă când îmi spune animalule. În momentul în care plecăm la servici noi bărbații, facem un sacrilegiu cu părul. E un sacrilegiu, îi spun părul meu, iartă-mă. După ce am făcut duș, după ce l-am păcălit, că-l păcălești. Că dacă nu-l păcăleam, mă lăsa mud. Dar l-am șters și el, pe spate, pe brațe, sub braț, sub peste tot e părul. Sub masă, e al meu. Și după aceea îi spun, iartă-mă, și iau, pun, mai eu. Mă rog, mai întâi dau cu un spray și face, asta e. Mie îmi place mirosul meu, dar nu la fiecare place dihorul. Asta e, adică știi...